Îndoliată familie, întristată adunare, iubiți credincioși, suntem astăzi aici pentru a săvârși slujba aceasta de înmormântare a celui care a fost un frate în Domnul, Golea Ioan, soț, tată, bunic, străbunic, o rudenie mai apropiată sau mai îndepărtată, un cunoscut, un vecin, care la vârsta de 87 de ani pleacă acasă la Domnul. Cu ocazia aceasta dorim ca Evanghelia să răsune în auzul urechilor noastre, Dumnezeu să ne cerceteze, Dumnezeu să mângâie, Dumnezeu să îmbărbăteze și să încurajeze prin cuvântul Său pe toți cei prezenți aici, în mod deosebit familia. Vă invit să ne ridicăm în picioare și vom începe slujba aceasta cerând prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu și prin pastorul Teo Omelcu vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru, Creatorul nostru desăvârșit, stăm înaintea Ta și îți mulțumim că până în aceste clipe ai fost cu noi, Doamne. Și în momente mai grele și în momente mai bune, Tu ne-ai însoțit și am văzut mâna Ta în viața noastră, Doamne. În această zi de durere, Doamne, și de despărțire, stăm ridicați înaintea Ta și în numele Domnului nostru Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt, cerem însoțirea Ta peste această slujbă, Doamne. Dar într-un mod special, mai mult decât orice, Doamne, cerem mângâiere peste sufletele îndurerate, Doamne, în ziua aceasta. Cuvântul Tău, Doamne, dorim să fie o îmbărbătare, să aducă lumină și descoperire dumnezeiască într-o zi ca aceasta, Doamne, și gândurile noastre și inimile noastre să fie îndreptate înspre Tine. Îți mulțumim, Doamne, că astăzi vei fi ajutorul nostru. Astăzi vei șterge lacrimi de pe obraz, Doamne, și astăzi vei așeza speranță, încredere în multe inimi, că într-o zi, prin credința în Tine, ne vom revedea cu cei dragi, Doamne, și cu fratele nostru, acolo în împărăția Ta. Îți mulțumim, Te lăudăm și Te binecuvântăm pe Tine, că ești Dumnezeul nostru și Mântuitorul nostru. Să fii slăvit și binecuvântat în veci de veci. Amin. Vom lăuda pe Dumnezeu cu o cântare, apoi, după cântare, sora Monica va recita o poezie și vom asculta un mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu rostit de fratele Costică Morar și Dumnezeu să binecuvinteze întreaga asistență. Amin. Să fim
23. Fără oprire, peste zi și noapte, vântul nesiguranței se aude cum bate, dar eu adorm și mă scol în pace mereu. Domnul este păstorul meu. Că n-au de ajuns de șartă alergare, gunoaiele planetei le scurmă fiecare. Eu ochii înspre ceruri mi ridic, nu voi duce lipsă de nimic. Sunt prevestiri de moarte ce-or urma, că văile și munții lumii s-or scula, dar eu simt liniștea frumoaselor livezi, El mă paște în pășun verzi. Că n-or mai fi izvoare, se mai spune, dar știu că El va face cu mine o minune. Lângă pășun îmi pregătește tihnă și mă duce la ape de odihnă. Nu pentru că în ceva e vreun merit de-al meu, din pricina numelui Său. Printr-un legământ de iubire ne-am dat întâlnire la intrare în cer în fața porții, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții. Inima mi-ascult și-mi bate liniștită, așa cum la început de tine a fost pornită. Zadarnic mă amenință durerea ce vine, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Când glasul Tău mă îndreaptă și drept mă pedepsește, eu simt în brațul Tău ceva ce mă iubește. Sufletul meu deloc nu mi se tânguie, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Dușmani așați de mulți, la fiecare pas, nici chiar acasă nu mai sunt acasă, dar trec cu binecuvântare printre ei, Tu mi-ai întins masa în fața potrivnicilor mei și văd cum toți se adună să se înfrupte pe locurile cele mai de frunte, dar eu aștept din partea Ta un semn, îmi ungi capul cu un de lemn. Tu îngrijești de mine ca de copilul Tău, să-mi fie ce e bine, să nu-mi fie ce-i rău. Cum e frumos în ceruri, aici frumos la fel, și paharul meu este plin de dă peste el, și caut vorba ca să-ți spun, păstorul meu, cât ești de bun, și caut cântec pentru a te slăvi, da, fericirea și îndurarea mă vor însoți, te voi urma prin vremi oricât de grele, până la sfârșitul zilelor mele, și nu mă vor îngrozi semnele timpului și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Apoi mă va muta în casa Lui din stele. Amin. Iubită familie îndoliată, iubiți frați, surori, iubiți ascultători, astăzi ne-am strâns aici ca să ne luăm rămas bun de la cel care a fost, cum am auzit, fratele nostru, părintele nostru, cel drag al nostru. Dumnezeu avea un mesaj pentru noi toți. Noi nu ne cunoaștem. Și ca să ne vorbească la toți, l-a luat pe fratele. Și în felul acesta ne-am strâns cu toții ca să ascultăm ce vrea să ne spună El. Și am vrea să citesc două pasaje scurte din Noul Testament. Primul se găsește în Filipeni 1, versetul 21. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Sunt cuvintele marelui om al lui Dumnezeu, Pavel. Atunci când păcatul a intrat în lume, n-a venit singur. A venit și cu prietena lui, moartea. Și moartea s-a extins asupra tuturor oamenilor, tuturor lucrurilor de pe pământ. Toate sunt supuse morții, chiar și stelele sunt supuse morții. Uitați-vă seara când e senin și veți vedea câte o stea cum cade de pe orbita ei și se stinge. Și ele mor.
Noi zicem că trăim, dar pulsul care ne bate de ne ține viața este marșul spre moarte. Drumul nostru duce spre mormânt de la naștere. Și așa este în țara aceasta, în pământul acesta, moartea are ultimul cuvânt. Pe pământ, sus în cer, are altcineva ultimul cuvânt, are Dumnezeu. Dar există o țară unde, mai sus de nori, unde nu se fac sicrie, unde nu se sapă morminte, unde viața domnește, fără ca moartea să o urmeze. Dar pentru ca să ajungem acolo, trebuie să murim. Fratele nostru a ajuns acolo. Haideți să vedem dacă omul lui Dumnezeu avea dreptate. Este moartea un câștig? Noi spunem nu. Este o pierdere. Dar aș vrea să privim câteva lucruri. Aici e trupul neînsuflețit al fratelui. Sus în slavă este sufletul lui care a intrat în veșnicie, în fericire, în părtășie cu Dumnezeu. A pierdut ceva? A câștigat. Aici este țărâna. Dincolo este viața veșnică. Aici a părăsit niște prieteni, prieteni întâi. Dincolo are mulți mai mulți. Când meditam la cuvântul acesta, am calculat așa ca 85% din prietenii care i-am avut în viața mea sunt dincolo. Aici pierde pentru un timp o familie. Dincolo va întâlni, dar s-a întâlnit și cu marea familie a lui Dumnezeu. Deci pentru noi, aici a pierdut o casă. Știți ce a câștigat dincolo? O casă al cărei arhitect este Dumnezeu. Pavel, când a văzut, a spus, nu se poate explica. Nu-ți poți imagina. Și el s-a dus la casa aceea. A pierdut o localitate. El este cetățean acum al noului Ierusalim, al cărei porți sunt de mărgăritar, al cărei țări sunt de aur. Nu este oare moartea un câștig? Ba este. Dar poate careva dintre dumneavoastră îmi veți spune, domnule, aceasta a fost filozofia unui om despre viață și despre moarte. Haideți să vedem puțin dacă este așa. După 6 ani și ceva, omul acesta se afla în temnița de la Roma. A fost judecat, a fost condamnat la moarte, fiind cetățean roman prin tăierea capului, și el scrie ultima scrisoare prietenului său drag care îi lua locul. Și ia să vedem ce îi scrie. A fost o filozofie viața lui? Și deschidem la 2 Timotei 4, de la 5 la 8. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Amin. Versetul 5. Descinge armele și le predă tânărului lui prieten, slujitor, ca să ducă lucrarea mai departe și spune, sunt suferințe, sunt necazuri, tu continuă, tu persistă mai departe în lucrarea care ți-o las, cu toată responsabilitatea. Și apoi omul acesta caută, după sfaturile care îi le dă, caută să-și descrie moartea.
Moartea, el spune, clipa plecării mele este aproape. Ce este moartea? O încetare a existenței? Nici de cum, ci moartea este o plecare. În limba în care s-a scris Noul Testament, cuvântul plecare este analusis și el are câteva înțelesuri și aș vrea doar patru din ele să le aruncăm o privire asupra lor. Prima privire, primul sens al acestui cuvânt este dezlegarea lanțurilor sau a cătușelor, așa cum mai marele străjerilor i-a dezlegat lui Ieremia lanțurile și a zis, ești liber, poți să vii cu mine, poți să rămâi aici. Deci ce este moartea? O descătușare, o dezlegare după 70, după 80 și atâția de ani de suferință, de lucrare. A venit o zi când sufletul lui a fost descătușat și a luat-o spre plaiurile cerești. Deci aceasta este. Al doilea sens este dezlegarea, analusis, când se dezleagă sforile de la un cort. Pavel a călătorit mult. Mulți spun că aproximativ 25.000 de kilometri în viața lui a călătorit Pavel. Puține au fost cu corabia în raport cu cei 25.000. Restul, nici cu mașina, nici cu trenul, nici cu avionul, ci pe jos. Și fiind făcător de corturi, eu sunt sigur că și-a făcut un cort ușor, rezistibil, și acolo unde îl prindea noaptea, că nu era hotelul și chiar dacă era, n-avea bani de hotel, întindea cortul și dormea. Dimineața strângea, desfăcea sforile, așa se numea, analusis, desfacerea sforilor, împacheta cortul și pleca mai departe. Iată-l aici pe Pavel, la ultima lui stație. Se spune clipa plecării, clipa când cortul acesta se desface și voi pleca la ultima sau ultima stație în veșnicie. Aceasta este moartea, plecarea în veșnicie. Cel de-al treilea cuvânt se întrebuințează la deșugarea unui animal. Suntem pe la țară. Toți știm, acum sunt tractoare, cei mai în vârstă știm. Venea seara omul cu animalele, cu boii din câmp, obosiți după o zi de soare, de greutate, de necaz, de sete, ajungea acasă. Și când dejuga animalul, dejugarea aceea înseamnă analusis. Du-te la odihnă, într-un cuvânt. În viața dânsului de credință a suferit din greu, arșița zilei, a suferit și țepușul unora care vroia să-l mâne în regimul trecut pe unde vroiau ei. A suferit și într-o zi stăpânul i-a spus, vino acasă. L-a dejugat, i-a chemat sufletul și el a fost liber. A dus să se odihnească. Și cel de-al patrulea sens, atunci când se dezlegau cei care au fost la mare, vaporul este tras în dană, se aruncă ancora și este legat cu niște frânghii de dană. Și dezlegarea celor frânghii se numea analusis, adică plecare. Se strângea frânghiile. După ce a stat un timp în port și pleca pe ocean spre alte țărmuri. Pavel spune aici, a venit vremea când sufletul meu este dezlegat și gata să pleci spre oceanul veșniciei, să ajungi în portul veșniciei la stăpânul care l-a iubit. Aceasta înseamnă moarte, a pleca pentru cel credincios. Nu trebuie să existe nicio teamă. Mântuirea este prin credință. Să nu ne înșele satana. Dacă avem o credință bună, poate să iasă legiuni întregi de demoni, că nu ne va clinti direct la stăpânul. Apoi,
omul acesta își sumarizează viața și sumarizează în trei părți. Prima parte privește trecutul. Stă și se uită în urmă. Au trecut 30 de ani de când l-a întâlnit pe Domnul pe drumul Damascului. Și acum este gata să plece ca să-L întâlnească. Și uitați ce spune. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Vine o zi când plecăm și noi și când privim în față ce lăsăm. Ce putem să spunem noi despre noi, despre ceea ce am făcut, cum am trăit? Omul acesta ia două exemple din sport și spune, m-am luptat lupta cea bună. Viața de credință este o luptă, dar nu cu pumnul în vânt, nu luptă unul împotriva celuilalt, ci este o luptă împotriva duhurilor, domniilor, căpeteniilor lui Satan și a lui Satan și o luptă împotriva firii. Și lupta este grea și tot mai grea. Fratele nostru a putut să spună, m-am luptat lupta cea bună. A pe cel de-al doilea exemplu din atletism, alergare, a alergat după legile, fiecare competiție are legile ei care trebuie respectate. Alergarea credinței, trebuie să respectăm normele Scripturii, legile care sunt date, ca să nu fim descalificați la urmă. Și el spune, am terminat competiția, am terminat-o învingător. Și cel de-a treia lucru la care privește, spune, am păzit credința. Frați și surori, credința lui e ca și aceeași cu a noastră. Unul din apostoli spune, credința care a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna. Credința mea și credința dumitale este de aceeași valoare cu credința care a fost dată a apostolilor. Și omul acesta, ca un ostaș, sau cum să spun, ca un ispravnic, care a păzit bine, bine depozitele stăpânului său, spune la urmă, am păzit credința. Ce spunem noi și ce spun alții despre noi la urmă? Mă iertați, sunt foarte răcit și am luat medicamente și mi se usucă gura. Ce spunem despre lucrul acesta? Pavel și-a încheiat ultimul capitol din viața lui. Și noi va veni o zi, poate mâine, poate mai curând, la unul și altul, când se încheie, când se scrie ultimul capitol din viața noastră. Fraților, haideți să luptăm, să alergăm și să păzim ce ne-a fost încredințat până la urmă. Apoi vorbește de prezent. Mulțumesc. De la medicamente, mă iertați. Vorbește de prezent și spune, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Jertfa de băutură se aducea și în Israel și la păgâni. În Israel, la jertfa necurmată de dimineața și de seara, s-amesteca un sfert de hin, 900 de mililitri de vin, cu puțină apă și se turna peste cărbunii aceia și ea se evapora și răspândea un miros plăcut, dulceac. Și Pavel spune, viața mea a fost ca o jertfă vie, sfântă, pe altar și moartea mea va fi ca o jertfă de băutură plăcută lui Dumnezeu. Dacă s-a referit la aceasta, dacă s-a referit la jertfa care o aduceau de băutură păgânii, când se aducea animalul, se turna pe capul lui
vin și un de lemn, și apoi urma lovitura fatală. Și el își aștepta lovitura, aștepta ca sabia călăului să-l trimită acasă. Și zice, sunt gata, sunt gata. Ce fel de jertfă avem? Avem o jertfă plăcută, vie. Vom avea și o jertfă de băutură. Prin moartea noastră îl vom proslăvi pe Dumnezeu. Și apoi mai departe spune, și clipa plecării mele este aproape. Nu a plecat chiar atunci, dar se scria ultimul capitol, căci găsim că s-a așteptat să mai treacă printr-o iarnă, că a cerut să îi se aducă o manta, a cerut să îi se mai aducă niște cărți, să mai citească acolo, a dorit să mai vadă niște prieteni înainte de plecare, dar pentru el capitolul vieții lui s-a încheiat, al slujirii lui s-a terminat și a putut să spună lucrul acesta și apoi să privească în viitor. Și privește în viitor și spune, de acum mă așteaptă ceva, mă așteaptă cununa neprihănirii. La jocurile olimpice se dădea învingătorului o cunună din frunze de stejar. Stefanos, Pavel spune, nu aștept o cunună cu frunze care se pot veșteji, ci aștept cununa neprihănirii care ne-o dă la fiecare care am iubit venirea lui. Fratele nostru, haideți să dau un exemplu. Eu obișnuiesc să dau un exemplu la asemenea frați când au plecat acasă. Când eram cei care suntem mai în vârstă, la școală am învățat o poezie numită Sergentul de Vasile Alexandrii. Și spun numai finalul. Pe marginea unui drum se odihnea un sergent cu un picior rănit care îl tăra după el cu o căciulă spartă, cu vesta murdară, dar pe pieptul lui a târnat două dintre cele mai mari decorații care se putea da în război. Pe drum apar două regimente cu colonei îmbrăcate la armura strălucească, hainele toate. Și când a ajuns unul din colonei, primul dreptul lui, și-a văzut decorațiile, l-a întrebat, cine ești? De unde vii? Și el spune, cine ți-a dat aceste medalii, aceste decorații? Și el spune, stăpânul, împăratul mi le-a dat. Pentru ce? Și spune, am luat steagul de pe redută în mâine și am coborât, am căzut cu el, am sărit jos și a fost rănit la picior. Și atunci coloneii dă ordin regimentelor să treacă pe lângă el și să-i dea onorul. În fruntea regimentelor erau coloneii care dădeau onorul sergentului care venea de pe front. Fratele nostru n-a fost teolog, n-a fost un mare lucrător, dar a fost un soldat cum a fost sergentul acela, care a ținut sus steagul credinței, steagul mărturiei și a luptat pentru stăpânul său, pentru Hristos. Noi acum mai dăm onorul, dar el a primit onorul cel mare atunci când a plecat. Stăpânul a primit cu onor ca să-l răsplătească pentru cei 40 de ani de luptă pe pământul acesta. Vine vremea să plecăm și noi. Cum vom pleca? Cum vom fi primiți? Ce vor scrie cei care rămân după noi? Ca ultimul capitol al vieții noastre. Frați și surori, spune Pavel, dă exemplu aceea din atletism. Am alergat și noi suntem într-o cursă. O cursă spre veșnicie. Dorința mea este aceasta,
ca toți care suntem aici, să ajungem acolo sus, la linia de sosire, unde ne vom întâlni cu cei care au plecat înainte de noi. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Mulțumim pentru cuvântul care fratele Costică Morar l-a adus și ne pregătim să îl lăudăm pe Domnul cu o cântare, după care vom asculta două scurte cuvântări din partea doi păstori. Unul este fratele Tirla Iosif, păstor pe care eu l-am găsit aici, în județul Sibiu, partea familiei, și celălalt mesaj, fratele Vasile Barac, păstor în Biserica Sfânta Treime. Dacă stau să mă uit la ziua de astăzi și la imaginea care ne oferă cadrul acesta, uitându-mă aici, dați-mi voie să vă spun că vedem o imagine frumoasă. Și înmormântarea poate să fie frumoasă. Ferice de morții care mor în Domnul, se spunea aseară. Imaginea aceasta a unui bătrân, sătul de zile, ca un snop, spune Scriptura, strâns la vremea lui, înconjurat de copii, înconjurat de nepoți, cu strănepoți după el, este imaginea unei vieți împlinite. Fie ca pilda aceasta să fie pentru noi o pildă vrednică de urmat. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Așadar, lăudăm pe Domnul cu o cântare și cei doi frați păstori vor avea câte un scurt gând și apoi în partea finală a slujbei din locul acesta, cuvântul Domnului ne va fi împărtășit de pastorul Brie Ioan de la Biserica Emanuel din Sibiu, cunoscut nou ca păstor care a fost înaintea mea aici la Șura Mare. Dumnezeu să binecuvinteze întreaga lucrare. Amin. Ne-am scuturat ca pomii primăverii, ca albe flori căreia vom da pământ. Vasul de lut uitava ceața serii, iar sufletul va fi la cel prea sfânt. Vasul de ceața zării, iar sufletul va fi la cel prea sfânt. Ne-om odihnit sub razele de soare, ca grigul hol de proaspăt secera, va putrezi țăgâna trecătoare. Doar griul vei păstra, părinte mari, va putrezi țărina trecătoare. Doar griul vei păstra, părinte mari. Îndoliată adunare, vă mărturisesc că n-am dorit să spun nimic la acest eveniment. Am dorit mai mult să tac, să ascult, să fiu alături de soția mea, care simte mai mult decât mine și decât copiii mei această mare durere, alături de familie, să fim aici împreună, dar la insistențele fraților păstori, așa cum mi se întâmplă și în alte împrejurări, când frații insistă și consideră că este bine, cedez și am acceptat să spun câteva cuvinte. Aș vrea pentru Ticu, deși cu urechile trupești nu mai aude, dar
posibil ca de acolo din ceruri să audă. Vreau să citesc un verset din cartea 1 Samuel, capitolul 20, versetul 18. Parafrazând, Ticu, mâine este lună nouă. Se va băga de seamă lipsa ta, căci locul tău va fi gol. Ticu, mâine este lună nouă. Se va băga de seamă lipsa ta, căci locul tău va fi gol. Pentru mine, Ticu a fost singurul tată în ultimii ani. Aș putea să spun poate în ultimii 42 de ani, pentru că tatăl meu a trecut la Domnul când eu eram în armată, când aveam 20 de ani. Și în ultimii 42 de ani nu am mai avut un alt tată pământesc. E adevărat, am avut o relație mai deosebită, pentru că el mi-a fost tată pământesc, iar eu i-am fost o vreme păstor, părinte spiritual. Și pentru mine, plecarea lui Ticu lasă un mare gol. Un mare gol. Atunci când a plecat din Idiciu, acolo unde a trăit o mare parte din viața dânsului și unde a fost folosit de Dumnezeu pentru deschiderea unei biserici și unde a fost conducător de biserică prin venirea aici în Sibiu în anul 1980, pentru că aici se mutaseră copiii. Pentru biserica aceea, sigur, prin plecarea dânsului, a lăsat un gol, un mare gol. Dar din când în când, Ticu mai pleca pe la Idiciu. Se mai reîntâlnea cu frații din Idiciu și era o mare binecuvântare și o bucurie și pentru ei și pentru dânsul. De astăzi, Ticu nu va mai pleca niciodată la Idiciu. Ticu lasă un gol apoi în familia noastră lărgită. Lasă un mare gol în inima lui mama mare. Cred că dânsa suferă cel mai mult. Un mare gol în inimile copiilor, a nepoților, a strănepoților. Cred că ar mai fi preferat copiii, chiar dacă cu multă jertfă, să îl mai îngrijească chiar la spital, așa cum au făcut-o mereu și mereu, sau chiar dacă nu mai putea vorbi, cum s-a întâmplat în ultimile săptămâni, totuși să mergem acasă, ne bucuram că ne înțelegea. Înțelegea totul, chiar dacă nu putea să răspundă. Se bucura ori de câte ori era vizitat. Se bucura cu lacrimi. Când l-a vizitat de câteva ori la spital, a plâns. Când l-am vizitat în ultimile rânduri acasă, a plâns. Simțea că va pleca. Simțea că va lăsa un gol pentru noi. Sau în noi, în familie, în inima mamei, lui mama mare, a copiilor. Ticu lasă un gol în biserică. A avut un rol, și asta se va mai spune necrolog, un rol important în deschiderea, înființarea acestei biserici, în construcția acestui lăcaș de rugăciune. A trecut prin momente foarte dificile în viață. Dacă nu s-ar fi întors la Domnul, probabil că viața ar fi fost mult mai scurtă. S-a întors la Domnul și Domnul i-a dat mulți ani. I-a dat 87 de ani. Anii vieții noastre se ridică la 70. Pentru cei mai tari, la 80 de ani. Ticu este printre cei mai tari, dintre cei tari. Și asta pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat. L-a binecuvântat
material, deși a fost o perioadă în care a trăit greu. După război, toți românii au trăit foarte greu. Dumnezeu l-a binecuvântat spiritual. Familia să fie în marea lor majoritate la picioarele Domnului. Asta este un lucru foarte important. Lasă un gol acum. Un gol și în inima fraților și a surorilor. Pentru că aici a slujit o perioadă ca și lider al bisericii. Lasă un gol pentru că Ticu a fost un om al păcii. Și a știut chiar și atunci când a greșit, să vadă că a greșit și a avut chiar tăria să recunoască că a greșit. Ceea ce mulți nu pot să facă. De aceea și din acest punct de vedere, Ticu lasă un mare gol. Cum spunea fratele, n-a fost un mare orator, un mare teolog, dar a slujit după puterea dânsului. Semănând cuvântul Domnului și în urma lui s-au întors oameni la Domnul. A slujit după puterea lui pentru zidirea spirituală a bisericii. De aceea, Ticu lasă un mare gol. Vom mai veni la Șura Mare să fim alături de Mama Mare, să constituim pentru ea un prilej de mângăiere. Dar golul rămâne. Golul lui Ticu rămâne. Cred însă că acest gol pe care Ticu lasă, din punct de vedere spiritual, va fi completat de Cel ce este Domnul și Mântuitorul nostru. Mamă dragă, Dumnezeu să te mângâie. Soția mea dragă, Santa, Dumnezeu să te mângâie. Dragi cumnați, cumnate, Dumnezeu să vă mângâie. Dumnezeu să completeze acest gol. Iar pentru Ticu, la revedere, Ticu. Ne vom vedea în veșnicii alături de Domnul Iisus Hristos. Mulțumim tuturor celor ce ați ales să fiți împreună cu noi în aceste momente grele. Ne-ați demonstrat prin prezența dumneavoastră cât de mult ne iubiți și cât de mult l-ați iubit pe Ticu. Mulțumim fraților păstori, evangheliști, care au slujit în cele două seri de priveghi, care au slujit și vor mai sluji cu ocazia slujbei de mormântare. Mulțumim celor ce ați venit de departe și de aproape. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. Amin. Îl doriți și doar câteva cuvinte, dacă așa s-a rânduit, în această zi, cuvinte ale Scripturilor, pentru dumneavoastră, în primul rând, și pentru noi toți, cuvinte pe care un sfânt, un om sfânt, un proroc, un psalmist, un om după inima lui Dumnezeu, le-a spus pe patul morții. Se obișnuiește cu astfel de ocazii, în multe locuri, ca slujitorul altarului sau al amvonului, în unele situații, să rostească câteva cuvinte, ca și cum ar fi ultimele cuvinte ale defunctului. Nu știm care au fost ultimele cuvinte ale fratelui Golia, dar vreau să citesc din Cartea Domnului cuvintele unui sfânt care le-a lăsat pentru familia lui și pentru posteritate. Și aș dori ca acestea să fie și gândul meu în această dimineață pentru voi toți. 1 Împărați, capitolul 2, primele 3 versete. David se apropia de clipa morții și a dat îndrumări fiului său Solomon zicând: eu plec pe calea pe care merge toată lumea, întărește-te și fii om. Păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile lui și păzind legile lui, poruncile lui, hotărârile lui și învățăturile lui, după cum este scris în legea lui Moise, ca să izbutești în tot ce vei face și ori încotro te vei întoarce. Aceste gânduri aș dori să fie din partea Domnului pentru voi astăzi. Aceste trei lucruri, întăriți-vă în continuare. Cel pe care l-ați iubit, pe care l-ați respectat, acela care a fost un factor de echilibru în casa și în familia voastră, s-a dus la cele veșnice și, credem din toată inima, s-a dus într-un loc mult mai bun. Întăriți-vă în credință. Cuvântul Domnului ne spune că dacă ar fi să concentrăm și să condensăm toată învățătura Scripturilor în câteva cuvinte, acestea ar fi:
credința, nădejdea și dragostea. Întăriți-vă credința, credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și aceleași cuvinte sunt valabile pentru noi toți. În astfel de momente, și că este sărbătoare, și că este zi de lucru, cum sunt zilele acestea de sărbător, să ne întărim în credință, credința vie, mântuitoare, să ne întărim în nădejde și să ne întărim în dragoste. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De asemenea spune, întărește-te și fii om. Nu spune, nu fii un om renumit, fii un om faimos, fii un om de succes, fii un om de afaceri. Nu spune nimic din toate lucrurile acestea. Fii om în primul rând. Fii om, adică să dai dovadă de omenie, să ai sentimente. Cum se spune aici, când greșești, să ai capacitatea aceasta să recunoști. Fii om. Iubită familie, întăriți-vă în credință. Strângeți rândurile mai mult. Fiți oameni în continuare unii față de alții. Și apoi ultimul gând, păziți poruncile Domnului. Până la urmă cu asta rămâne. Să ascultăm doar încheierea tuturor învățăturilor. Păzește poruncile Domnului. Aceasta este datoria oricărui om. Doresc așa de mult ca cu această ocazie Dumnezeu să vă întărească mai puternic ca și familie. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu mai multă capacitate de a fi oameni după chipul și asemănarea Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De asemenea, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți cu gândul acesta de a face din poruncile Domnului, din rânduielile Domnului, din hotărârile Domnului, din cuvântul lui Dumnezeu, prioritatea noastră. Cuvântul Domnului să ne fie ghid pentru viață. Și avem nădejdea aceasta că într-o zi ne vom întâlni cu toți cei dragi ai noștri. Un ultim gând. Cu exact 25 de ani în urmă, ieri s-a împlinit, sora mea s-a căsătorit. Și după câteva luni, era atunci după Revoluție, a plecat, s-a căsătorit cu un băiat dintr-o altă țară, formalități, cu vize, mă rog, a plecat și am dus-o la Mediaș ca să meargă cu trenul. Am plâns pe peron, ne-am strâns în brațe, că nu știam când ne vom mai revedea. Soțul ei deja era acolo. Trebuiam vize și o grămadă de lucruri cum erau pe timpul acela. Ea s-a dus cu trenul, a ajuns, mă rog, și după câteva săptămâni ne-a trimis niște poze. Sora noastră care era suptă de plâns pe peron, acum strălucea în brațele soțului ei, cu un imens buchet de flori în brațe, era fericită. Și atunci a rămas aici ne mângăiască. Ea s-a dus, cine știe când o mai vedea, dar acum ea este fericită. Iubiților, Dumnezeu dacă deschide un pic perdeaua cerului acum, noi vedem aici lacrimi și vedem aici inimă înduioșată, inimă tristă, vedem doliu. Dar dacă Dumnezeu deschide un pic fereastra veșniciei, noi vedem un suflet primit în împărăția lui Dumnezeu. Hristos însuși s-a ridicat în picioare. Nu știu dacă este cu un buchet imens de flori, nu știu dacă este deja cu coroana, dar știu că este în fericire alături de acela pe care l-a iubit. Dumnezeu să ne binecuvânteze și cu această privire de ansamblu a tuturor lucrurilor. Nu totul se termină aici. Există o altă viață și ne-o pregătim aici prin credință și prin pocăință, prin păzirea poruncilor Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Și să vă mângâie. Amin. Amin. Vă invit să ne ridicăm cu toții pentru a lăuda pe Domnul cu o cântare. Apoi, după această cântare, vom asculta mesajul rostit de fratele pastor Brie Ioan. Astăzi aici, mâine unde-o fi, cine știe dacă nu vom muri, cine ne lume peste ne va da, când ruda moarte ne va căuta. Cine ne lume peste ne va da.
răsplata celui credincios, căci o viață și un loc glorios va fi răsplata celui credincios. Să ascultăm un psalm, un psalm al lui David, o rugăciune a lui. Ziceam, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Am stat mut în tăcere, am tăcut cu toate că eram nenorocit și totuși durerea mea nu era mai puțin mare. Îmi ardea inima în mine. Un foc lăuntric mă mistuia și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis, Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt ca un lat de mână și viața mea este ca o nimica înaintea ta. De aceea orice om, da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ține. Da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cine le va lua. Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine îmi este nădejdea. Izbăvește-mă de toate fără de legile mele, nu mă face de ocara celui nebun. Stau mut, nu deschid gura, căci Tu lucrezi. Abate-ți loviturile de la mine, îmi iese sufletul sub loviturile mâniei Tale. Tu pedepsești pe om și îl lovești pentru fără de legea lui, îi prăpădești ca molia ce are el mai scump. Da, orice om este doar o suflare. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, și pleacă-ți urechea la strigătele mele. Nu tăcea în fața lacrimilor mele, căci sunt străin înaintea ta, un pribeag ca toți părinții mei. Abate-ți privirea de la mine și lasă-mă să răsuflu până nu mă duc și să nu mai fiu. Amin. Vă invit să vă reașezați. S-au spus în această zi, în aceste zile, lucruri frumoase și adevărate despre fratele nostru în Hristos, Ioan Goia. L-am cunoscut spre sfârșitul anului 1995. Au trecut de atunci 20 de ani. Între 1996 și 2005 am slujit ca păstor în această biserică. La începuturile, pe la mijlocul anului 96, se dedicase lui Dumnezeu această casă de rugăciune. La începutul toamnei, m-am mutat și am slujit aici. În vremea aceea, slujeau lui Dumnezeu ca stâlpi în această adunare câțiva bărbați. Fratele Dajo, cu poezia cântată. Fratele Ilie, fratele Albu și fratele Golia. Dânsu a rămas între noi mai mult. Pe atunci eram cu toții mai tineri. Fratele Marius mă aducea cu mașina. Fratele Nelucu, fratele Dinu, fratele Vasile. Nu o să uit niciodată râvna fratelui Golia. Și așa cum spunea fratele Iosif,
felul dumnealui pașnic, duhovnicesc pașnic de a fi. Am citit aceste cuvinte pentru că ele se potrivesc nouă și în împrejurarea în care ne găsim și în împrejurarea acestei slujbe și în împrejurarea sfârșitului de an și în împrejurarea unui nou început. Pentru că dintr-o anumită perspectivă, moartea omului nu este doar un sfârșit, ci este și un nou început. David, în rugăciunea pe care o înalță către Dumnezeu, exprimă preocupare față de viitor. Se întreabă ce va fi. E frământat. Așa mă gândesc că suntem și noi, sau cel puțin ar trebui să fim. Suntem chemați să privim spre viitor și să ne preocupăm cu privire la ceea ce trebuie să fie. Suntem chemați să înfăptuim, suntem chemați să plănuim, să luăm hotărâri noi. Zilele pe care le avem de trăit pe pământ să le trăim bine, să le trăim frumos, să le trăim curat. David este omul preocupat de viitorul lui. Așa suntem chemați să fim și noi. Mi-a atras atenția faptul că acest bărbat al credinței, David, care spunea rugăciunea pe care am citit-o, e preocupat de viitorul lui și e preocupat de viitorul lui în patru feluri. Conștientizează patru mari realități și ia hotărâri. Întâi de toate, David înțelege bine vremelnicia vieții de pe pământ. Auziți-l cum se roagă. Doamne, întreabă el, spune-mi care este sfârșitul vieții mele. El știe că e trecător. Se roagă, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât sunt de trecător. Este omul preocupat de viitorul lui. E conștient că pe pământ viața este vremelnică. Spune-mi, Doamne, care este sfârșitul vieții mele? Care este măsura zilelor mele? Ca să știu cât sunt de trecător. Trecători suntem și noi. Omul preocupat de viitorul său înțelege vremelnicia vieții de pe pământ. E conștient că pe pământ este doar în trecere. Că el e în călătorie. Că se îndreaptă spre altă cale. Că oricât de bine s-ar ține, viața lui este doar ca un lat de palmă. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ține. Oameni buni, viața de pe pământ este vremelnică. Mai devreme sau mai târziu vom pleca și noi. N-o să stăm pe acest pământ la nesfârșit. Auziți ce cuvinte are David? Omul umblă ca o umbră. Cum merg umbrele? Cum trec ele peste case, peste dealuri, peste iarbă, peste flori? Și cum le-au găsit? Așa le las. Trec. Așa trecem și noi. Viața de pe pământ este trecătoare. David primește răspuns în versetul 5, el zice, iată că zilele mele sunt ca un lat de mână, viața mea este o nimica toată înaintea ta.
Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ține. Suntem chemați oameni buni în aceste momente și de sfârșit de an, dar și de cercetare sufletească lângă acela pe care l-am prețuit și l-am iubit mult, Ioan Golea, să ne întrebăm și noi cât de vremelnică și trecătoare ne este pe pământ viața. Nu-l voi uita pe fratele Dumitru, fratele Prișcă, așa cum îl știm noi în Sibiu, care îmi spunea mai într-o zi cum a trecut viața. Când mă întâlneam aieri alaltăieri cu cineva pe drum, mă întreba zicându-mi ce mai faci, băiete. Iar acum când mă văd oamenii pe drum, mă întreabă ce mai faci, bunicule. S-a dus viața. Cum s-au dus ultimii 20 de ani? Și cum se vor duce următorii? Ne îndreptăm spre altă casă, îmbătrânim. Încet, încet, dar sigur, ne ducem. Cel preocupat de viitorul lui ține minte asta. Nu uită asta. E posibil ca prins în vâltoarea vieții, în alergarea vieții, să te simți stăpân, puternic, de neînfrânt. Și cu toate acestea, viața este vremelnică. Tare vremelnică. Al doilea gând al lui David în această frământare cu privire la viitorul lui decurge din prima. Înțelegându-și vremelnicia vieții, el trage concluzia că frământările omenești de pe pământ sunt zadarnice. Zadarnice sunt frământările omenești. Versetul 6. Da, omul umblă ca o umbră. Se frământă degeaba. Strânge la comori și nu știe cine le va lua. Oameni buni, câte ambiții n-avem noi ca oameni, câtă alergare, câtă trudă, câtă frământare, câtă pasiune, câtă patimă câteodată. Și toate acestea legate de lucruri pe care nu le putem lua cu noi. Ceartă uneori între oameni, pentru ce? Pentru încă o palmă de pământ, pentru o haină, pentru o casă, pentru un nume. Și unde rămân acestea toate? Frământat, preocupat de viitorul lui, David zice, omul se frământă degeaba. Omul se frământă degeaba. M-aș întreba, vor trece ani? Vor trece următorii 10 ani, următorii 20, următorii 30, următorii 100 de ani, următorii 200 de ani. Peste 200 de ani vă întreb, vom mai fi în Sibiu, în Șura Mare, în România sau pe această planetă? Nu vom mai fi. Pe vremea aceea sufletul nostru va fi viu ca acum. V-aș întreba, va mai avea vreo importanță dacă pe atunci, peste 200 de ani, în sufletul nostru despărțit de trup va fi plecat la cele veșnice? Va mai avea vreo importanță oare dacă în viața de pe pământ am fost bogați sau săraci? Prețuiți de oameni sau disprețuiți? Cunoscuți sau necunoscuți? Va mai avea oare vreo importanță ierarhiile frământărilor noastre degeaba? Va mai conta oare pe vremea aceea ce haină am purtat de Crăciun? Și
câtă patimă nu pun oamenii și în aceste mărunțișuri care nu dăină. Omul care se gândește la viitorul lui nu scapă această realitate din atenție. Da, trebuie să ne bucurăm de ceea ce ne dă Dumnezeu în această viață. În rugăciunea lui David, din rugăciunea lui nu reiese abandonarea identității de om care umblă pe pământ. Nu, dar altceva pune el în atenție. Nu se merită să trăiești pentru această lume, însă se merită să trăiești în această lume ca să te pregătești pentru lumea viitoare. Se merită să trăiești în lumea aceasta în perspectiva și pentru veșnicie. Numai pentru viața aceasta, nu. Însă pentru cea veșnică și cu Dumnezeu, da. Și cu aceasta, David se mută spre a treia dimensiune a frământărilor, rugăciunilor sale, în preocuparea sa cu privire la viitor. El, înțelegându-și vremelnicia vieții de pe pământ și zădărnicia frământărilor vieții terestre, în al treilea rând este preocupat de mântuirea sufletului său. Iată cum se roagă. Izbăvește-mă de toate fără de legile mele. El cere lui Dumnezeu iertare pentru păcate. Știe că în viața de pe pământ, scurtă și cu frământări degeaba, l-a supărat pe ziditor, pe creator și nu vrea să treacă peste acestea fără să se roage zicând, izbăvește-mă de toate fără de legile mele. Hotărăște să ducă o viață curată, să fie drept, să se ferească de păcat. Ziceam, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Iată omul preocupat bine și înțelept cu sufletul său. Se roagă, cere ajutorul lui Dumnezeu. Versetul 12, ascultă-mi rugăciunea, Doamne, și pleacă-ți urechea la strigătele mele. Nu tăcea în fața lacrimilor mele, că sunt un străin înaintea ta, un pribeag ca toți părinții mei. El, cel preocupat cu viitorul său, are în atenție mântuirea propriului suflet. Cere de la Dumnezeu iertare, hotărăște să trăiască o viață curată și sfântă și în sprijinul lui cheamă ajutorul lui Dumnezeu. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, pleacă-ți urechea la strigătele mele. Ajută-mă! Vă îndemn, stimați ascultători, așa să facem și noi. Să fim preocupați de starea sufletului nostru, de mântuirea sufletului nostru. Îngăduiți-mi, vă rog, o întrebare și iertați-mi îndrăzneala acestei întrebări. Anii vor trece. Ca mâine, corpul tău și al meu o să stea întins așa, într-un sicriu. Ca mâine. În ziua în care va fi așa, sufletul pe care îl porți în tine, unde va fi? Unde va? De-ar fi să mori în această seară, unde va merge sufletul tău? Poate te-ai frământat unde îți vei petrece concediul de la vară. Te-ai gândit cum să-ți însori copiii, cum să te bucuri de nepoți. Te-ai gândit la anii de la pensie. Dar dacă mori în seara asta, cel preocupat de viitorul lui nu se oprește la numărul vieții, anilor vieții de pe pământ, ci cu credință și cu o viziune venită de la Dumnezeu privește spre cele eterne, asigurându-se că s-a întors la Dumnezeu cu pocăință, că a primit iertare de păcate, că sufletul lui este împăcat cu Dumnezeu și că dacă va pleca, se va duce în slava lui Dumnezeu. Așa ne dorim tuturor. Amin.
În această privință, David, în al patrulea rând, realizează că singura lui încredere, singura lui nădejde este Dumnezeu. Versetul 7. Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? Știe că e trecător. Știe că frământările vieții de pe pământ sunt degeaba. Realizează că are un suflet care tânjește după mântuire, după salvare, după odihnă. Și nu poate să-i asigure odihnă. Nici foamea trupului nu ne-o putem astâmpăra singuri. De n-ar fi pâinea, de n-ar fi apa. Care am fabricat din noi pâine? Sau apa pe care o bem? Depindem de asta. Chiar și în viața terestră depindem de condiții exterioare nouă pe care nu le putem determina. Cu atât mai mult în cele care țin de suflet, de mântuire, de veșnicie. Văzându-se fără scăpare, fără ajutor, fără răspuns, David se întoarce spre ziditorul său zicând: în tine îmi este nădejdea. Și acesta este gândul meu cu care doresc să închei pentru fiecare dintre noi. Nădejdea noastră este Dumnezeu. Înspre El să ne ațintim privirile, înspre Domnul nostru Iisus Hristos, care s-a întrupat, a murit pe cruce pentru păcatele noastre și a înviat din morți. S-a înălțat la ceruri, s-a așezat de la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Ne-a spus că se va duce în cer ca să pregătească pentru noi un loc. Și la despărțire de ai săi, de ucenici, de biserică și prin ei și de noi, a spus: eu mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Până la marea lui venire din ziua de apoi, ne ia pe rând prin moarte, ca să fim, cum a zis Pavel, acasă la Domnul. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Ne apropiem să încheiem slujba din locul acesta, dar nu înainte de a asculta câteva gânduri despre persoana care a fost Golea Ioan. Ioan Golea s-a născut în data de 19 decembrie anului 1928 din părinții Maria și Petru, în localitatea Idiciu, județul Mureș. Au fost doi frați, el fiind cel mai mare. Fratele Nicolae nu mai este în viață. Școala generală a făcut-o în localitate, terminând 7 clase. A lucrat la CAP în localitate până în anul 1980, când s-a mutat cu familia în localitatea Șura Mare. În anul 1951 avea să o întâlnească pe tânăra de atunci, Cornea Maria, cu care s-au căsătorit și cu care au format o familie. Și dacă socotim anii de când s-au căsătorit, rezultă 64 de ani împreună. O viață de om. Slăvit să fie Domnul! Amen. Soția Maria este astăzi la căpătâi. În urma acestei căsătorii au rezultat 6 copii, 3 băieți și 3 fete. Maria, Nicu, Cornelia, Sanda, Ioan și Dinul. În anul 1970 ia decizia vieții, și anume aceea că se întoarce la Dumnezeu. Când Dumnezeu i-a vorbit, el a primit cuvântul Evangheliei și împreună cu soția lui au răspuns acestei chemări, s-au întors la Dumnezeu, s-au pocăit. Și despre fratele Golea există o mărturie despre care aș vrea să vă spun în partea finală, o mărturie înregistrată care a fost publicată
de televiziunile din România. S-au întors la Dumnezeu și au fost botezați în apă de către fratele Giurea Vasile și familia Golea a fost printre primii credincioși, așa cum ați auzit, în localitatea Ibiciu. Odată cu formarea bisericii, familia Golea a pus la dispoziție un spațiu în propria locuință care a devenit loc de rugăciune. Fratele Golea Ioan a slujit în calitate de conducător al bisericii din localitatea Ibiciu până în anul 1982, când s-au mutat în Șura Mare, județul Sibiu, cu toată familia. Aici Dumnezeu i-a pus pe inimă viziunea construirii unui locaș de închinare în localitatea Șura Mare, local în care ne aflăm acum. S-a dedicat slujirii și cu toată puterea l-a slujit pe Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat o viață binecuvântată în credință. A plecat în veșnicie și cu ocazia aceasta se desparte de cea care a fost soție și care rămâne văduvă, sora Maria, despre care cuvântul Domnului spune în Scriptură că El este apărătorul și sprijinitorul văduvelor și orfanilor. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Și să vă mângâie, sora Maria. De asemenea, se desparte de fica Mărioara cu soțul, de Nicu cu soția Ana și copiii, Anca cu familia, Nicoleta cu familia, Doriana cu familia, de Cornelia cu soțul Nicu și Alex, de Sanda cu soțul Iosif și copiii Abel și familia, Flavius, Tania și familia și Andrei, de Ioan cu soția Claudia și copiii Melissa și David, de Dinu cu soția Maria și copiii Damaris, Doris și Beatrice. Se desparte de cumnați, cumnate, de rude apropiate sau mai îndepărtate, de vecini, de consăteni, de frații și surorile de credință din Biserica Domnului în care a slujit. Pentru fratele Golia putem să spunem ce spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea profetului Daniel, ultimul verset al acestei cărți, unde cuvântul Domnului spune: iar tu, frate Ioane, du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Amin. Toți cei care doriți să ascultați mărturia întoarcerii la Domnul a fratelui Golea Ioan, puteți accesa pe YouTube Ioan Golea Mărturie și veți vedea și veți auzi mărturia întoarcerii la Domnul acestui bărbat. Această mărturie a fost difuzată pe TVR și pe alte programe de televiziune. A fost folosit în mesajele de evangelizare, în mod special la emisiunea Păstorul cel Bun, difuzată pe diferite canale TV, acum pe Nașul TV. Toți cei care doriți puteți să urmăriți sâmbăta de la ora 10 și duminica de la orele 14. Cei care doriți așadar să vizionați mărturia întoarcerii la Domnul acestui bărbat, accesați pe YouTube mărturia Golea Ioan și veți găsi și veți vedea. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să ne întoarcem la El din toată inima, să urmăm pilda cuvântului său și exemplul acestui om care s-a întors în viața lui din toată inima la Dumnezeu. Amin. Dorim cu ocazia aceasta să încredințăm familia de dragostea noastră, de respectul nostru pentru toată osteniala și pentru toată truda pe care tatăl lor, soțul lor, bunicul a depus-o pentru lucrarea lui Dumnezeu de aici, din Șura Mare. Dumnezeu să binecuvinteze întreaga familie și Dumnezeu să binecuvinteze localitatea Șura Mare. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze Evanghelia sa în mijlocul nostru și ea să aducă roadă pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Amin. Aș vrea acum să încheiem slujba rugându-ne și cerând binecuvântarea lui Dumnezeu, să încheiem partea principală a acestei slujbe de înmormântare, sigur. Înmormântarea va continua în cimitirul
bisericii, unde ne vom deplasa și aș vrea și vă fac invitația să fim prezenți cu toți și la ultima parte în cimitirul bisericii. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Împreună vom rosti rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Slujba de înmormântare, ocazionată de trecerea la Domnul, la fratelui Golea Ioan, din locașul de închinare, se încheie aici. Urmează partea finală, care va avea loc, așa cum am spus, în cimitirul bisericii. Ne vom deplasa pe jos, în cadrul organizat, având în vedere că o parte a drumului de parcurs este pe șoseaua națională. Vă solicit să nu mergem într-o coloană mai lată de 3 persoane, ca să nu deranjăm circulația și să nu o împiedicăm.
iau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Oricât ar fi de greu necazul meu, oricât voi suferi, cântarea mea va fi, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Îndepărtate cai dea și noaptea, și o piatră cărbătâi, dacă aș avea, tot fericit aș fi, și-n vis aș plăsui. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. De sunt împovărat cu slăbiciuni și mult de s-o am la mine. Nu plecați în rugăciuni, mai mult mă oțelesc în harul lui ceresc. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Vreau lângă Dumnezeu. De Domnul meu cel viu, vreau lângă Dumnezeu. Îndoliată familie, iubiți credincioși, am ajuns aici, în grădina aceasta lacrimilor, unde noi, rând pe rând, am lăsat frați, surori, părinți, pe cei dragi. Aici va fi depus și trupul neînsuflețit a fratelui Golea Ioan. De fapt, din ce mărturisesc frații, el a ostenit și a pregătit și locul ăsta de îngropare. Iată-ne, suntem aici și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze și această parte finală a slujbei noastre. Vă invit să ne aplicăm capetele și prin fratele Caius, presbiter și slujitor în Biserica Domnului din Șura Mare, ne vom închina Domnului și vom cere binecuvântarea Lui. Doamne Tată al Cerului și al Pământului, singurul Dumnezeu în cer și pe pământ, din nou suntem în rugăciune înaintea Ta și recunoaștem că tot ce se întâmplă aici pe pământ este sub privirile Tale și da, și momentul acesta este sub privirile Tale. De aceea cerem binecuvântarea Ta peste momentul acesta de despărțire. Ultimul pas final pentru fratele nostru, Ioan, te rugăm să faci ca mărturia vieții lui să fie o binecuvântare pentru fiecare suflet, Doamne. Îți mulțumim pentru că ești Cel care ai fost cu el toată viața, în fiecare zi și dovada aceasta, dragostea arătată față de el, este o dovadă pentru noi toți. Te rog, binecuvintează Tu încă o dată familia îndoliată, momentele acestea de despărțire și în toate să fie binecuvântat numele Tău. Amin. Vă invit să ascultăm un scurt cuvânt din Sfintele Scripturi. Vom avea o slujbă cu un caracter mai scurt, având în vedere și condițiile meteo. Dar doresc ca inima noastră să fie alipită de Domnul și de cuvântul Său. Citim cuvântul cunoscut din Sfintele Scripturi,
din ceea ce spunea Apostolul Pavel bisericii din Tesalonic, în capitolul 4, versetul 13 la 17, unde cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în felul următor. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului, noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar, unii pe alții, cu aceste cuvinte. Amin. Aș vrea să subliniez acest cuvânt de final. Mângâiați-vă unii pe alții. Și eu, la rândul meu, am fost mângâiat de prezența fraților și surorilor, când rând pe rând mi-am înmormântat părinții. Și am auzit pe unii copii care spuneau: dar de ce plâng, că și copiii lor sunt bătrâni? Și atunci eu am spus nepoților și am zis: cât am fi de bătrâni, părinții noștri, tot părinții noștri rămân, și când ne despărțim de ei, chiar dacă noi la rândul nostru avem copii, simțim durerea despărțirii de cei dragi. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze și să mângâie familia în mod deosebit și Dumnezeu să vă dea har și binecuvântare. Ceea ce spune Scriptura și cuvântul lui Dumnezeu este că așteptăm o zi când din cer vom auzi glasul lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos va veni să-și ia biserica, poporul lui, și nădăjduiesc ca cimitirul ăsta să fie eliberat și la venirea Domnului Iisus cimitirul ăsta să rămână gol. Asta e nădejdea mea. Aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune căci însuși Domnul cu un strigăt. Frații mei, Scriptura ne lasă să-L vedem pe Domnul Iisus în câteva ipostaze similare. Când Domnul Iisus a dus la ușa mormântului unde se afla Lazar, a strigat: Lazare, vino afară! Și a ieșit Lazar? A ieșit. Pentru că nu-l striga un om, ci îl striga Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Și avem alte exemple. Fiul văduvei din Nain, care își ducea la groapă pe fiul mort, Domnul se oprește în dreptul lor și îl cheamă la viață. Există putere de viață în cuvântul lui Iisus Hristos, pentru că El este Domn al vieții. Și noi, cei care suntem prezenți aici, și nu numai noi, toți credincioșii, ne fundamentăm nădejdea și încrederea noastră pe Iisus Hristos, pe moartea și pe învierea Sa. Asta este temelia puternică și nezguduită, care ne ține tare și ne ține lângă El, chiar și în momentele când ne despărțim de cei dragi, chiar și pe malul gropii, chiar și atunci când alții se uită la noi, poate cu suspiciune. Dar noi credem că dincolo de moarte, Domnul Iisus Hristos are putere. Domnul are putere în viață, are putere și în moarte. A Lui să fie slava. În acest prag de ajun de anul nou, vă doresc și îmi doresc și mie să ne reîmprospătăm credința în Domnul Iisus Hristos. Pentru că va veni o zi și o vreme când El se va arăta pe norii cerului și va striga deșteptarea celor adormiți în El. Iar dacă sunt unii care vor fi rămas până la venirea Domnului, vor fi transformați în trupuri nemuritoare și împreună ne vom înălța să fim împreună cu El în glorie și în slavă eternă. Fie ca Dumnezeu să așeze în inimile noastre mângâierea aceasta.
Și când trecem prin încercări de felul acesta, să ne ancorăm prin nădejde în Iisus Hristos, care este Domnul vieții și care are deplină putere asupra morții. El care este Domnul vieții, numele Lui să fie slăvit și numele Lui să fie binecuvântat. De aceea doresc ca Dumnezeu să lase binecuvântarea sa peste tot poporul său, peste biserica Domnului, peste frați și surori și peste familiile noastre a fiecăruia, fiecare dintre noi. Așa, când suntem mai mulți, parcă e mai ușor, dar fiecare dintre noi, îi vine, fiecăruia dintre noi îi vine rândul să treacă prin experiența aceasta. Și trebuie să trecem prin experiența aceasta, să nu ne descurajăm, ci să ne ținem tare de Domnul Iisus Hristos și fie ca numele Lui să fie slăvit, binecuvântat și onorat, de acum și în veci. Amin. Momentul despărțirii de fratele Ioan Golia se apropie și în timp ce noi vom intona o cântare, se va putea trece la actul înhumării, nu înainte ca să transmitem mulțumirile noastre tuturor celor care ați fost prezenți până aici și să încredințăm familia îndoliată de dragostea noastră și le transmitem sincere condoleanțe celor care sunteți în Biserica Emanuel din Sibiu, celor care sunteți în bisericile creștine după Evanghelie sau în orice altă biserică membri, vă asigurăm de dragostea și de căldura noastră și ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă mângâie. Aș vrea să îl invit pe fratele păstor Nelu Brie să rostească rugăciunea de final, după care se va trece la actul înhumării. Sfinte Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, ne închinăm și mărturisim suveranitatea Ta asupra vieților noastre. Mulțumim pentru umblarea pe pământ a fratelui nostru Golia. Te lăudăm, Doamne, pentru sfârșitul alergării dumnealui pe calea credinței. Da, Doamne. Ne rugăm să mângâi familia care rămâne, să lași pace, să lași binecuvântare de la Tine peste fiecare dintre noi. Binecuvântează, Doamne, acest moment de despărțire. Întărește-ne prin credința, da, Doamne, în învierea de apoi, când Tu vei chema la Tine pe toți cei care s-au fost așezați în morminte. Binecuvântarea Ta să fie peste noi, peste fiecare. Și dăruiește-ne puterea și înfăptuirea și voința de a Te sluji cu credincioșie până la moarte. Amin. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. În timp ce ne închinăm Domnului printr-o cântare, se poate trece la actul înhumării și Dumnezeu să binecuvinteze întreaga asistență și familia. Amin.